Bine ați venit la etalarea pentru ascendent lună-soare în Gemeni. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este a voastră, cea de-a doua persoane la care vă gândiți sau poate fi cineva nou. Ce avem pentru voi? Ce avem pentru Gemeni? Sunt prea multe pentru a le întoarce. Vom vedea acum. Doi de spade. Regina de spade, energia voastră. Ar fi bine, cred, să ignorați ceva la care nu doriți să luați o atitudine. Poate niște mesaje, șapte de bâte. Întotdeauna veți încerca să vă protejați, iar aici pajul de cupe, aici este ceva nou. Iar aici este carul. Cine vine în viața voastră? Pentru că este dintr-o cultură, religie total diferită. Bine educat, multe lucruri care întotdeauna carul ne arată ceva ca un deja vu. Simțiți acel ceva. Carul este energia lunii. Este ceva la care voi nu puteți să explicați. Haideți să vedem atunci ce avem aici. Oh! Împăratul și carul, posibil pentru unii dintre voi să aveți o promovare la serviciu. Iar cei care aveți propria afacere, vă extindeți. Vă extindeți undeva între drumuri sau mai multe drumuri scurte. Vedeți, semnele acelea pe care nu doriți să le luați, aici aveți un 5 de spade. E un fel de a da la o parte tot ceea ce vine din partea unei persoane. Poate să vă ceară iertare sau aș lua mai mult ca pe o adicție a unei persoane. Dar voi nu o mai luați în seamă, vedeți? Mental este clar că nu veți mai lua acest ceva. Care este energia voastră? Clarificarea voastră? Doi de cupe. Păi, de două ori doi, doiul acesta de săbii și doi de cupe îmi spune că voi nu vă deschideți inima. Și că, într-adevăr, vine cineva în viața voastră ca suflet pereche. Regina? Și este chiar dorința voastră. Diavolul. Wow! Și prima mișcare ar trebui făcută de voi. Aveți curajul să o faceți pentru că aveți diavolul. Și optul acela de bâte este mesajul sau mai bine zis convorbirea pe care o aveți, dar cu siguranță ia naștere la ceva frumos. Prea multe cărți de doi. Doi, doi, doi. Și asta înseamnă uniune până la sfârșit. Vedeți încă o dată aici? Nu luați în seamă adicția unei persoane. Mergeți cu noul. Îți spune să fii cu fața spre ceva nou. Spre un mesaj nou. Spre ceva care într-adevăr este frumos. Cealaltă persoană. Puterea. Cineva care încearcă să se mențină sau mai bine zis să fie foarte serios, serioasă în fața voastră. Cineva care rezistă, să zicem, la ceea ce voi oferiți ca energie.
încearcă să nu arate din prima clipă că de fapt ei se îndrăgostesc, deci un pic mai timizi, mai retrași, regina de cupe poate fi într-adevăr un semn de apă, dar poate fi și cineva foarte sensibil. Patru de spade, retrași. Da, sunteți perechea. Vedeți, ei își doresc cineva care pur și simplu să împărtășească iubire pură. Nu vor mai mult de atât. Bineînțeles că depinde de voi. Și cu siguranță sunt total diferiți de voi. Dar manifestă iubire pură. Vedeți? Atât voi, cât și ei manifestă indecizia. Doi de spade, doi de spade, doi de spade. Ce vrea să-mi spun acest doi de spade de două ori și doi de cupe? Regele de monede este acea persoană pe care voi o așteptați și ce trebuie să faceți? Trei de monede, să nu pierdeți. Da, să nu pierdeți. Să nu pierdeți șansa, pentru că aici există pasiune. Regina de bâte e un fel de a programa, de a calcula, de a ști cum să acționați. Regina de bâte știe cum să acționeze. Deci oricine ar fi acel cineva care vine în viața voastră, este soarele, adică ați fost împreună. Simțiți că ceva vă atrage, un deja vu. Haideți să vedem persoana cealaltă. Persoana cealaltă. Ce vrea să ne spună persoana cealaltă? Persoana nouă. Cine este și ce încearcă să ne spună? Și care sunt intențiile acestei persoane față de voi? S-a întors cavalerul de monede. Și asta înseamnă că a întârziat, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Regina de monede, regina de cupe și pajul de cupe. Poate că există o coincidență în a vă prezenta persoana respectivă cineva din prietenii voștri, pentru că avem regine. Iar aici, luna. Voi simțiți că persoana cealaltă nu este tocmai ceea ce vă așteptați, dar nici nu manifestați prea mult. Iar aici cred că trebuie spus, să fie spus un adevăr. Persoana cealaltă, regina de cupe, șapte de monede, steaua și nouă de bâte. Și pajul de bâte. Am senzația că în momentul în care vine ceva spre voi, vine ceva, pentru că este cavaler, în urma unui adevăr, manifestați de fapt ceva nou în viața voastră. Sau poate admiteți o lecție, un adevăr, pentru... Este ca și cum ai terminat ceva și imediat încep ceva nou, dar lecția trebuie luată. Voi.
va trebui să vedeți lucrul acesta din alt punct de vedere, pentru că, de fapt, acest 4 de bâte vă ajută la un succes enorm. Dar numai atunci când vă deschideți inima. De ce? Pentru că aveți de două ori regina de cupe. Asul de spade, 5 de monede și 6 de spade. Va trebui să... Inima nu se deschide mental. Inima este ceva la care nu poți să programezi. Nu este o rețetă culinară. Este o vindecare, este ceva la care dorești fără să vrei. Este ceva inexplicabil. Vine pur și simplu. Ce vreau să-mi spun acest 4 de bâte, regina și 7 de monede? Un nou început cu siguranță pentru voi. Și este pasiune, este foc. Doriți să aveți această relație, dar va trebui să vă deschideți inima. Ce facem cu acest as de spade? Eremitul. Încă o dată. Ceva nou vine spre voi în urma unui adevăr spus. Despre ce este vorba? 2 de bâte și lumea. Este un nou ciclu. Aici prezența lui Saturn poate că este ceva ce are legătură fie cu munca voastră, fie cu atitudinea de a fi în serviciu pentru oricine, de a fi acolo prezent pentru oricine, dar nu și ceilalți pentru voi. 10 de bâte și soarele. Deci după acest adevăr, după ce ați admis că trebuie totul să se schimbe, pur și simplu dați la o parte acea greutate și soarele este pentru voi și nou început. Este ca și cum ați disipat toate obstacolele pentru a lăsa acel ceva nou. Și vă simțiți liber, vă simțiți ca un copil. Vedeți, ieșiți afară dintr-o situație toxică pentru a intra în ceva foarte, foarte frumos, care vă schimbă, de fapt. Ieșiți afară din situația respectivă, 8 de cupe, marea preoteasă, aveți încredere în intuiția voastră, simțiți acest lucru, iar aici este libertatea voastră. Dar în același timp, vă simțiți liberi în prezența acestei persoane. În plus, este cartea voastră aici. Drăgostiții, gemeni. Voi sunteți cei care veți lua decizia respectivă dacă veți merge mai departe și cum veți merge mai departe. Cu cine sau poate singuri. Dar soarele, cu siguranță străluciți. Uitați-vă la combinația pe care o aveți aici. Moartea, îndrăgostiții și soarele. Se face lumină în ceva karmic, mistic, interzis, ascuns. Foarte interesantă etalarea voastră. Ce avem de la Îngerii Iubirii pentru voi? Ce avem de la Îngerii Iubirii pentru voi? Vedeți, să iertați, să luați acea lecție și să mergeți mai departe. Pentru că cineva pur și simplu a fost o adicție pentru voi. Ați simțit acest lucru. Și este bine să nu mai luați în seamă, ci pur și simplu să mergeți înainte cu ceva, cu acel ceva nou. Da, cred că e bine să luați o pauză, să faceți o vacanță
Și cred că în acea vacanță veți avea de face cu un flirt frumos în care simțiți că într-adevăr vă eliberați. Numai atunci sunteți pregătiți să aveți ceva. Da, poate unii chiar mergeți în Veneția. Cine știe? O imagine foarte frumoasă aici. Numai bine, la revedere și ne auzim!